Binecuvintează, preasfințite Părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele. Sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Al Evangheliei alesul eritor și lucrătorule în țarina lumii, cu meșteșugul doctor al trupeștilor boli, Luca grabnic ajutor în ispitele vieții, icoană făcându-te milostivului doctor, nu înceta rugându-l pentru noi să ne reverse mulțimea durărilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Niciodată nu vom tăcea de Dumnezeu născătoare, a vestii noi nevrednicii puterile tale, că de nu ai fi stătut înainte rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintr-o atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos. De la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că pe robii tăi pururea îi mântuiești din toate nevoile. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât săpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi, pahara luminii dumnezeiești și al cunoștinței, gura ta, înțeleptule, prin graiul Scripturii ne deschide, vistieria bogată a harului. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi, primind prea bogat de la Dumnezeu cereștile taine ale vieții cei veșnice, adâncul Scripturii luminează întunecimea din suflet gonindu-ne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Pavel Apostolul călător te-au însfericite adunarea creștinilor, pe urmele Domnului călcat ai, spre mântuirea noroadelor mult râvnind.
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Curat chipul Maicii lui Dumnezeu, cistindu-l din suflet, Sfinte Luca l-ai zugrăvit și chipul întrupării negrăite e moștenirea preascumpă ce ne-ai lăsat. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi, cercetatu-ne-a Domnul, venind în trup pe pământ, a Tatălui iubire vestind-o și a Duhului Celui Sfânt, pe care adânc cunoscând mărturisitul ai Sfinte, răsăritul cel de sus, slava creștinilor. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi, minunatelor fapte ale apostolilor, urmat ai cu bună credință, slujind Evanghelia, și moștenire ai lăsat celor ce mult însetează, adevăr nebiruit, taina cuvântului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pomenindu-te-a Sfinte întru epistola sa, Pavel fericitul apostol, cistindu-ți Evlavia, asemănându-ne lui, îți împletim azi cunună, încântări cistindu-te, vrednice apostole, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată Fecioară, izvor de har nesecat, inima cea strâmtă lărgește ca glasul cuvântului, să-l pot cuprinde în ea și să rodesc pocăința, calea vieții veșnice, nașterea cea din Duh. Izbăvește nepresurarea și amăgirile vicleanului sfat al vrăjmașului. Luca, slăvite pe cei care te laudă, curată, care prin cuvânt pe cuvântul în chip netâlcuit l-ai născut în zilele din urmă. Nu înceta rugându-l ca una ce ai îndrăznire de Maică. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru preasfințitul Părintele nostru Lucian, Episcopul Caransebeșului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru preacuvioasa Maica noastră stareță, Dositeia Monahia, dinpreună cu toate maicile, surorile, slujitorii, ostenitorii, ctitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu, cei care se pomenesc în sfântă mănăstirea aceasta și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ai lumii întregi ca un cea fără neapus, a lăuta Duhului, cuvântului slujitor, a tainelor Tatălui vestire, dumnezeirea mărturisit ai pe pământ, treimea cea în unime cântând, cel între apostol Luca prea cinstit. Apostole Luca, roagă-te pentru noi, tron ales al cuvântului, al tău suflet vrednic s-a arătat în veac, vase sfinte ale harului și pe noi a fi învrednicește-ne. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi, doctor bolilor trupului, mângâiere blândă a celor greu cercați, de la doctorul cereste avem, caută cu milă, dar spre robii tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dumnezeul necunoscut, iscusit vânatutea pentru turma sa, păstorește-ne cu dragoste la limanul cel dorit ducându-ne, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucurie făcut-o te-ai, deslegând blestemul celui întâi zidit, al treimii sfat din veci plinind, chivot sfânt al noului Adam te știm. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi, sfânt luminător, revărsând izvor de dragoste, peste zidirea întreagă ce suferă, dintr-o sminteala celui viclean izbăvește om. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi, lumii strălucind ca un soare înțeleptule, stând înaintea slavei dumnezeiești, ne pomenește cu o sârdie bunule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nore sufletit, arătându-te, apostole, în răurat ai Duhul creștinilor și luminat ai păgânească înțelegere. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel
aflat locaș spre înnoirea firii celor căzuți, părtași prin tine împărăției făcându-ne. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi, vorbind-ai ca Moise cu cel dorit și pe muntele virtuții suit-ai. Legea cea nouă în duh însemnat-ai, pe piatra inimii tale, slăvitule, și scris-o ai predanisit, dascăl prea înțelept arătându-te. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi, lumina cea întrisori umbrindu-te ca un ritor al cinstitei biserici. Ai luminat cu cuvântul tău lumea, desferecând din adâncul păcatului pe cei ce slavă îți aduc, Sfinte Luca, Luceafărul neapus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, aflat-ai tămăduire bolilor, meșteșugul cel umesc de prinzându-l, desăvârșindu-l apoi înțelepte, cu revărsarea bogată a harului, de suflet tămăduitor, te arată și nouă, apostole, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spre tine s-a îndreptat a cerului cercetare prea curată fecioară, și stricăciunea căderii din slavă s-a vindecat neamul întreg slobozindu-se, să vin dar mijlocirea ta încântări fericindu-te pururea. Izbăvește de presurarea și amăgirile vicleanului sfat al vrăjmașului, Luca, să vinde pe cei care te laudă, curată, care prin cuvânt pe cuvântul în chip netâlcuit l-ai născut în zilele din urmă, nu înceta rugându-l, ca una ce ai îndrăznire de Maică. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne, că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Umblând pe pământ, apostole al Domnului, vestit ai cuvânt, sfințit prin harul Duhului, și prin trânsul iarăși ne-ai ridicat la slava cea din tâi, de care însuți fite însetând, jertfit ai trebuit.
Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfânta Evanghelie, cea de la Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. Vremea aceea, Petru, ridicându-se, a alergat la mormânt și, aplecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând. Și a plecat, mirându-se în sine, de cele întâmplate. Și iată, doi dintre ei mergeau în aceeași zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și pe când vorbeau și se întrebau între ei, însuși Iisus, apropiindu-se, mergea împreună cu dânsii, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El le-a zis, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru și de ce sunteți triști? Și răspunzând cel al cărui nume era Cleopa, a zis către el, tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el zilele acestea. Și el le-a zis, care? Iar ei i-au răspuns, cele despre Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhierei și mai mari noștri. Noi însă nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi,
de când s-au petrecut acestea. Dar și niște femei dintre ale noastre ne-au înspăimântat, ducându-se dis de dimineață la mormânt și negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că el este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci el a zis către ei, O nepricepuților și zăbavnicilor, cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii, nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile cele scrise despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe, dar ei îl rugau stăruitor zicând, Rămâi cu noi, că este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat să rămână cu ei, și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat și frângând, le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut de lângă ei. Și au zis unul către altul, Oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia scripturile? Și ridicându-se în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul și s-a arătat lui Simon. Și ei au spus cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Sfântului Duh, pentru rugăciunile Evanghelistului Tău milostive, curățește mulțimea greșalelor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșalelor noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legile noastre. Creștinilor sfântodor și mângâiere în ispite, lăsat ai, apostole, trupul Tău cel nestricat, plin de bun miros, revărsând pururea celor slab putere, celor greu împovărați de boli, leac și ușurare, alesule Luca, păstorule, pentru Duhul Sfânt arăți celor fără sprijin, liman și scut. Te roagă la tronul Stăpânului și Domnului tuturor, milostivă îndurarea Lui s-o reverse peste noi. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodoxi și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinți ai noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, ale sfântului apostol și evanghelist Luca, a cărui pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pre noi. Doamne, miluiește! 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 Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi. Spre Emaus slăvite cu Cleopa împreună călătorind întristați, pe Domnul învierii văzutul ați aiedea și mâhnirea v-a preschimbat. În bucurie și pe noi acum ne întărește. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi. Pe cărarea vieții mergător împreună cu tine, Sfinte, ai aflat pe Domnul și Stăpânul vieții și al morții, și acelui ai strigat, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În miresma troda Duhului te-ai arătat, Sfinte Luca, pe Domnul slavei vestind. La marginile lumii cuvântul tău ajunsa, adevărul descoperind. Pe cei de viață însetați în Duhul Sfânt născându-i, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Dumnezeu prea curată, cel între îngeri mai marele Gabriel oarecând, ți l-a vestit Marie, spunând că vei naște izbăvirea lui Israel. Binecuvântată fi de neamurile toate, Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi. Suflare sfântă, n-o legământ de viață am primit prin cuvintele tale, în credință dreaptă, fiind nouă călăuză. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi. Mișca de Duhul, prin adierea cea lină, ca o trestie prea iscusită, pusunea în slove, lucrarea mântuirii. Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul, în veșnicie, fiind legat prin iubire cu Apostolul Pavel cinstit. Laudă aduceți unimii întreime, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să amunțească necinstitoarea grăire, ce tăgadă aduce întrupării Fiului cel veșnic din pururea Fecioara. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi. Limanul mântuirii, limpede văzându-l, călătoria vieții cu pace săvârșit, și din locașul cel veșnic cu dragoste neveghez. Sfinte Apostole Luca, roagă-te pentru noi. Soborul de apostoli te-a primit în ceruri, la masa mirelui sfânt așezându-te, de bucuria aceasta îmbrednicește-ne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe marea tulburată a mărturisirii, o iscusiță răzbită ai slăvitule, călăuzire nispite rugăm-te să ne fii, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cuvântul lui cel veșnic, Chivă Sfânt Fecioară, al tău mitra s-a arătat, tu s-a nerăpit, din stricăciunea căderii, Maică, ridică-ne. Cuvine-se cu adevărat să te fericim de Dumnezeu născătoare, cea pururea fericită, și cu totul fără pricană, și Maica Dumnezeului nostru, pe cea mai cinstită.
semănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Lucrător în via virtuților, fost ai fericite, întărirea bisericii, scrierile tale lăsate ai moștenire, de viață dătătoare, sfinte apostole, pictor înzestrat, adumbrit de har, chipul Maicii Sfinte și al pruncului ei iubit, lăsat ai peste veacuri la neamurile toate, minunea întrupării Fiului nezidit. Cu bună cinstire slăvitui ai pe cei ai credinței, în Hristos stâlp neclătinați, Petru și cu Pavel, doimea cea aleasă, a căror însoțire nicoană o ai cuprins. Dar de preț lăsat ai, apostole, tămăduitoare neputințelor omenești, ale tale moaște, izvor de mângâiere, de har aducătoare celor ce le cistesc. Păgânii rămână fără de glas, care nu se închină la cinstită icoana ta. De evanghelistul Luca zugrăvită, aceea ce se cheamă călăuzitoarea, cu toate oștirile îngerești, cu botezătorul, cu apostolii lui Hristos și cu sfinții toți fecioară, Maică, neîncetat mântuire solește-ne. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu, cei care se pomenesc în sfânta mănăstire aceasta și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, să se păzească sfânt locașul acesta, mănăstirea aceasta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește!
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preasfințite Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților bunilor biruitori mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, cu rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, a cărui pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.